propune pentru Partidul Național Liberal, îi propune pe unul din micro. Așa, ne opune pentru propunerea Partidului Național Liberal. Domnul Ursaleș, trebuie. Eu aș avea, nu fac propunerea, aș avea o întrebare. Nu avem cabine de vot. Da, cabine de vot. Găsim soluții și face. Normal, trebuie respectația pe votul, să avem cabine de vot. Vom vă rezolva în birou de lângă, va ieși se pare că va... Două secretari. Se ce că la orice primărie am văzut, există o cabină de vot. Aici am încălut. Își conform. Bun, alte propunere. Partidul Social Democrat, având în vedere că este al doilea grup ca și reprezentativitatea din Consiliul Județean. Vă rugăm să ascultați pe domnul... Îl propune pe domnul Daniel Zdrânc, Florel Daniel Zdrânc, pentru funcție de vicepreședinte. Deci domnul Daniel Zdrânc, propus din partea colegiului la PSD pentru funcția de vicepreședinte. Dacă nu aveați, ascultați-mă, nu știu, ce alte nume, să spuneți să le punem nume întreg pe buletinul de vot. În afară de cum vă știm, domnul Daniel și Dumitru. Mai fac eu o propunere pe domnul Marcel Simion. Da? Marcel Simion, acceptați? Nu. Eu vreau să te grup pe tine, Traian, da? Te-ai luat până înainte. Vă rugăm frumos, comisia de... Acceptați, scuze, domnul Daniel Zdrânc, acceptă și domnul Daniel Zdrânc. Vă rog frumos, comisia să-și facă datoria. Buletine de vot. Deci până vin buletinele de vot. Până se fac buletinele de vot, hai să mai facem câțiva pași și domnul Daniel Zdrânc.